Vedem declarația făcută în urmă cu scurt timp de ministrul digitalizării, Sebastian Burduja, cel care spune, atenție, că senatorii ar putea rămâne fără aplicațiile TikTok. Haideți să vedem această declarație. În contextul în care Comisia Europeană nu a mai lăsat angajații să folosească aplicația TikTok pe telefoanele personale și nici pe telefoanele de serviciu, cât de grav vi se pare acest risc de atac cibernetic? Este o analiză care trebuie făcută cu maximă seriozitate. Pe legea Kaspersky, așa cum mi s-a spus, România a fost între primele state europene care a interzis prin lege autorităților publice să cumpere o asemenea soluție. Deci și aici trebuie să analizăm și de îndată ce vom avea o analiză finală, vom emite așa, o dispoziție în acest sens. Așadar, ați început această analiză? Categoric, da. Și în ce moment am putea să luăm și noi o astfel de decizie pentru țara noastră? De îndată ce vom finaliza această analiză, pentru că nu vrem nici să generăm o reacție adversă, dacă nu este cazul în acest moment. Și nu cred că doar senatorii ar putea ajunge în această situație, ci și deputații, dar și alții angajați ai instituției.